Ediție specială, doamnelor și domnilor, în această seară aici la România TV, o ediție incendiară, ediție de colecție despre care cu siguranță va vorbi toată lumea, invitații mei speciali din această seară care fac dezvăluiri explozive, domnul avocat Doru Viorel Ursu și celebrul politician Teodor Meleșcanu. Le spun bună seara amândurora, vă mulțumesc că ați venit. Așadar, doamnelor și domnilor, vorbim despre misterul morților suspecte, mister care, iată, a luat amploare în toată țara imediat după Revoluție, ce s-a întâmplat, vorbim de vicepremierul, dacă a fost sau nu otrăvit, Doru Viorel Ursu vine cu explicații bombă. O să vedeți, vorbim inclusiv despre moartea judecătorului care i-a judecat pe sorții Ceaușescu, în ce condiții suspecte a murit. Așadar, președintele Iohannis atrage atenția și susține că vinovații pentru morții de la Revoluție trebuie să plătească cât mai repede. Bună seara, le spun din nou invitaților mei, domnule Doru Viorel Ursu, de ce nu avem... Dar de ce nu sunt doamnă celebru ca domnul președinte Meleșcanu? Că... Sunteți și dumneavoastră, și ministru, și avocat celebru. Ești morții... mai celebru decât mine, că ai fost în mai multe locuri, da. De ce nu avem vinovați pentru morții de la Revoluție și președintele Iohannis atrage atenția acum că trebuie să știm cine sunt vinovații pentru morți? Greu și s-a trezit cam târziu domnul Iohannis, că putea să o facă mai de mult, are parcă vreo 7 ani de... Da. Bun. În primul rând pentru că s-a plecat de la o teză greșită. S-a vorbit despre teroriști, ei n-au existat. Și mă onorează faptul că am fost primul care, înaintea lui Dan Voinea, verificând arhivele Ministerului de Interne în momentul numirii, mi-am dat seama că n-aveam structuri teroriste în Ministerul de Interne al lui Ceaușescu. S-a încercat ceva pe la Buzău cu o unitate care se numea de cercetare și diversiune, zice, ăștia sunt. Nu, domne, nu. Au fost într-adevăr diversioniști, nu teroriști, nu mulți și nu din România. Așa se lucrează până un stat important nu-și dă acordul ca să se facă o schimbare de regim, și ăștia erau rușii sovietici, nu se putea face cu tot avântul revoluționar al românilor. Doi. Deci, pe lângă inexistența teroriștilor, morții aparțin lui Ceaușescu. Asta e supărarea. Păi aparțin, păi sau nu-i aparțin lui până Ceaușescu? Păi cum sunt morții, domnule Viorel Ursu? Eu, fiu de militar din Ministerul Apărării Naționale, sunt extrem de deranjat de faptul, sau îndurerat de faptul, să spun că au fost morții armatei. O armată prost instruită, o armată care stătea în agricultură și pe la construcții și căi ferate, care scoasă în stradă din cele 4 ziduri de cazarmă, n-a știut cum să procedeze. Și dacă la asta mai adaugi, repet, câteva elemente de diversiune, o să-ți dai seama că armata, dar armata e cu noi, ziceau cei din stradă, și nu armata română, nu armata română, ci aceia care i-au trimis în disperare, poziția contradictorie a lui Milea, dacă vreți, de ce s-a sinucis Milea? Păi căzuse între planuri. Pe de o parte, dăduse ordine să tragă la Timișoara, pe de altă parte trebuia să bage armata în cazări la București. El oricum era trădător, fie al lui Ceaușescu, care îl omora dacă nu cădea, fie al poporului român, în care s-a atras de către armată. Așa că, domnul președinte Iohannis, nu se află ceea ce nu se poate. Dumneavoastră, de fapt, vreți să se termine, m-ați luat și pe mine puțin așa, dar n-am fost implicat atunci și nici în 13-15, că am fost numit pe 16 iunie. Face 92 de ani Ion Iliescu. Da. Îl vreți. Îl vor mulți. Da, Ion Iliescu știa ce se va întâmpla în România. Da, Ion Iliescu, însă tot timpul spunea, am în spate ursul sovietic. Trupele, aici cred eu că e mai bine să
ne spună, dacă vrea, domnul președinte Meleșcanu, trupele sovietice trebuiau retrase, că erau până la Berlin. Prin ce spațiu? Printr-un spațiu neprietenos? Și atunci s-au găsit, în special general GRU, nu în KGB, că nu ei operau pe spațiul ăsta, erau cei din serviciul special secret al armatei sovietice. S-a ales varianta Iliescu, se știa de mult, și în prostie, trăgeau santinelele la ministerul era în drumul Taberei, trăgeau unii în alții ca la Verdun, că habar n-aveau în ce trăgeau. Și atunci împărțim frumos morții de până la plecarea lui Ceaușescu și nici aia nu s-ai lui, cei 100 și ceva, până la 1100 și închei. Sunt rezultatul prostiei, sunt rezultatul dezorganizării al generalilor burtoși care habar n-aveau ce să facă și de asta și cer încă o dată în emisiunea dumneavoastră revizuirea procesului de la Târgoviște, unde trebuia să fiu eu. Și nu uit asta. Dumnezeu a vrut, aveam copii, dar eu trebuia să mă duc acolo, dar nu s-a știut unde se merge, pe cine se merge și cel care a fost acolo, Popagică, și-a tras un glonț în cap. De ce? Oare și-a tras un glonț părerea în cap? Mea, vorbim imediat și despre acest da, lucru. Dar oricum, în legătură cu morții de atunci, trebuie să spunem încă o dată că sunt rezultatul, pe lângă al unor elemente diversioniste și nu teroriste, da? Lipsei de organizare, prostiei unor comandanți imbecili, agramați și așa mai departe, care, culmea, nu aparțin, iată, trupelor de securitate. Trupele de securitate erau altceva decât securitatea. Erau trupe de pază, de ordine și nu au, ei au fost omorâți, cei din trupele de securitate, la Băneasa, nu, la aeroport, la Otopeni. La Otopeni. I-a executat zeci de militari din trupele de securitate. Da, măcelul de pe Otopeni. Deci iată de ce nu se află. Deci de asta nu se află. Pe de o parte, documentele n-au fost scoase la lumină și pe de altă parte nu prea ai ce să găsești. Decât îl vor pe Iliescu, clar. De ce nu aflăm adevărul, domnule Meleșcanu? De ce căutăm vinovații și după 32 de ani? Cum vedeți lucrurile? Nu, mi se pare că domnul Ursu a prezentat foarte clar și cred că sunt în aceeași linie de gândire. Lucrurile s-au întâmplat datorită unor evenimente mai importante decât cele din România. Venirea lui Gorbaciov, care dorea la nivelul președinției Uniunii Sovietice să introducă perestroica, să aibă un comunism cu față umană și așa mai departe, punea o presiune destul de mare pe toate țările din tratatul de la Varșovia și dorea să schimbe garniturile, care erau unii dintre ei mai în vârstă, și să aibă pe alții, dar care să rămână în același sistem comunist. Toți au fost schimbați, mai puțin, vă dau un exemplu. În Cehoslovacia, pe vremea aia era Cehoslovacia, au venit cei care urmau să preia lucrările, fiecare din ministru l-a așteptat, miniștrii comuniști care le aveau acolo, și când s-a prezentat, i-a dat cheia, i-a arătat unde e safe-ul, unde... Nicio problemă. Singura țară, datorită faptului că Ceaușescu nu vroia să lase puterea la ora respectivă, atunci sigur că au fost presiuni foarte mari. În ce măsură ele au avut repercursiuni foarte grave, cum spuneai, de tot felul de nebunii și așa mai departe. Fata mea a fost, era la, lucra la Otopeni în noaptea respectivă, când s-a tras și s-au făcut țăndări și o parte bună din geamuri și în același timp au murit și cei care au venit, săraci, care nu știau de ce vin la Otopeni. Deci ăsta este adevărul, din păcate, într-adevăr. Cam asta este situația. Într-adevăr, toată lumea recunoaște, am făcut și eu, am făcut militarie.
Ce făceam? Ne duceam, mai culegeam porumb, mai culegeam și ne dădea trei gloanțe pe o lună de zile ca să facem tragere. Nu era într-adevăr o armată care să fie pregătită pentru așa ceva. Ce v-a șocat pe dumneavoastră în momentul Revoluției? Știu că nu ați susținut că nu erați în țară la acea vreme și o să vorbim și despre momentul Viena cu moartea misterioasă a fratelui lui Nicolae Ceaușescu. Ce v-a șocat când auzeați știrile de aici din țară? De păcate, noi nu primeam. Eu eram acolo la Viena la niște negocieri pentru armamentele convenționale între tratatul de la Varșovia și tratatul de la și tratatul. Ce funcție aveați, ca să înțeleagă oamenii? Secretar. Secretar de ambasadă eram. Făceam parte din delegație. Problemele apăreau foarte simplu. Pe de o parte, era în presa străină, erau lucruri catastrofale, într-adevăr, care ți se urca părul pe spate și pe toate, și în al doilea rând nu aveam nicio posibilitate, nici ambasadorul dădea telefoane la București și spuneau, spuneți-ne ce se întâmplă, ce s-a făcut. Nimeni nici măcar nu răspundea la telefon. Într-o asemenea situație, bineînțeles că nimeni nu vroia să-și asume în niciun fel de sarcini, să ne dea o anumită informare ce s-a întâmplat. Nu exista decât ceea ce vedeam fie la un televizor din străinătate, fie printr-un ziar, nu prea, eu sunt foarte bine cu limba germană, dar încercam să înțeleg. Și a fost într-adevăr lucruri foarte grave. S-au vehiculat și zeci de mii de morți, așa mai departe. Evident că eram într-o situație cu toții care ne găseam la data respectivă, cu dorința de a avea de la București, de la Ministerul de Externe, să ne spună ceva, care e realitatea, ce se poate face. Nimeni nu a răspuns la telefon, nici măcar ambasadorul. Da. Iar eu vreau să adaug și domnul președinte Mălășcan, convins sunt că reține, Gorbaciov, ca să ne lămurim cine opera în România și cum era înțelegerea de la Malta. Pe 21 decembrie, în ședința Prezidiului Sovietului Suprem al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, spune textual, în 24 de ore, declară public, în România vor avea loc evenimente deosebit de importante, și Vodar era demonstrandul. Asta este o chestiune pe care Gorbaciov o afirmă și cine îndrăznea să îi zică lui ceva. Deci, iată marea enigmă a ceea ce s-a întâmplat în România și, deși mi-am atras multe probleme, dar nu mi-e frică. Că după ce ai trecut prin mineria de... În spațiul românesc, eu nu folosesc termenul de revoluție. Băteți-mă, omorâți-mă, nu mă mai căutați, nu mai mă chemați. Dar ce termen folosiți, domnule Ursu? Evenimente. Evenimente. A fost o lovitură de stat, dacă nu revoluție? Avem așa, revoltă, elemente de revoluție și lovitură de stat militar, ceea ce se și dorea. Instituirea și instaurarea în România, zic eu, a unui regim militar, cum s-a întâmplat și în iunie 90. Dar, cu excepția în principal a Timișoarei, în care avem elemente anticomuniste, clar, de dărâmare a unui sistem comunist, deci Timișoara e clar, acolo avem elemente de revoluție. Avem o revoltă, atenție, prin manipulare, manipulare este incredibil. Și avem lovitura de stat pregătită de generalii GRU din... Iarăși, repet, mi s-a atras atenția. Dar ce spun, spun pentru conaționalii mei și spun adevărul. Și dacă pe baza documentelor care pe care le-ați văzut și le-ați studiat în arhivele Ministerului de Interne unde și pe care numai, l-ați condus. Sigur, acolo cu greu am reușit să pătrund după. Pentru... Mi-a trebuit nu știu câte aprobări să mă duc să studiez și ceea ce spun îmi permit și inclusiv în celebra de acum carte Umbre, în care vorbesc de toate aceste împrejurări,
ajung la concluzia pe care o spun, repet, compatrioților mei, și că pentru ei vin aici. Nu ca să... pentru o glorie de suetă. Aici vin, am văzut unii domni, unele doamne care nu știu cum să facă să ajungă să-i vadă amantul sau amanta, soțul sau soția, vecinul sau... Nu. Scopul acestor emisiuni, în viziunea mea, este să spunem ceea ce știm și ceea ce a fost cu adevărat, indiferent de urmări. Adevărul. Și ajungem la adevărul despre moartea lui Marin Ceaușescu, fratele lui Nicolae Ceaușescu. Ce știți, domnule Meleșcanu, în perioada aceea s-a spus că este o sinucidere în cadrul ambasadei de acolo, de la Viena. V-a aflat și dumneavoastră acolo. S-au făcut speculații apoi ce căuta Meleșcanu acolo în timpul acestui eveniment neplăcut. Haideți să lămurim lucrurile. Da, lucrurile sunt foarte simple. Așa cum vă spuneam, eram la niște negocieri pe probleme de armamente convenționale. Și din acest punct de vedere, după ce s-a încheiat, eu mi-am luat bagajele în tren pe 21 decembrie și am venit acasă unde se trăgea. La Brașov trăgeau când a venit cu trenul de la Viena. După care am ajuns în Gara de Nord din București, unde se trăgea, am luat cu mașina și am plecat sfoară acasă. Din câte știu, până la urmă, cred că prin 27 decembrie sau așa ceva, s-a sinucis sau a fost sinucis, în fine, Marin Ceaușescu, dar nu eram în niciun fel la nivelul de a discuta cu el, nici măcar bună ziua, nu mă răspundea nici măcar la bună ziua, că nu eram nimeni. Dar s-a făcut totuși un halo din ăsta ca să vedem ce se întâmplă, relația. Dacă eram numai un avocat cinstit ca greu de găsit, Viorel Ursul, nici nu avea nicio importanță. Dar fiecare a încercat să lege lucrurile. Totul este, de fapt, o bulă din asta care nu are absolut nicio bază. Ce s-a întâmplat cu el, de ce? E foarte posibil, adică putem să facem tot felul de ipoteze. Cred că a fost, după ce a fost executat Ceaușescu în 25 de Crăciun, eu cred că 2-3 zile după aceea el nu a mai putut suporta această idee și nu văd pe nimeni care ar fi încercat să îi pună ștreangul la gât sau nu. Deci e o aiureală comună, dar fine, o poveste, să faci o poveste. În codul penal se vorbește despre înlesnirea sinuciderii. Au avut sadismul, ca și în cazul lui Nicu Ceaușescu, să-i pună filmul execuției. Când îți vezi fratele și îți dai seama ce proces trucat a fost, n-ai cum să nu fii extrem de afectat. Plus că probabil deținea o serie de documente și informații și fiind fratele mai mare al lui Nicolae Ceaușescu, s-a așteptat să fie săltat. Pentru că au fost săltați toți membrii familiei și luni de zile ținuți fără mandat. Și Valentin, pe care l-am întâlnit în beciurile fostei securități, și Zoia, tot acolo am. Iar pe Nicu l-au dus înjunghiat. Eu sunt nostalgic. Cine l-a înjunghiat pe Nicu Ceaușescu? Cum s-a întâmplat? Pe la intrarea în București, venind cu o doamnă a muzicii culte românești, și am citit scrisorile, că aveam voie ca judecător, frumoase scrisori de dragoste. Către doamna respectivă? Și de la doamna respectivă. Păi da, domnule, erau tineri, erau, care era problema? La intrarea în București, și eu cred că din rana de atunci, din junghetura de atunci, i s-a tras ulterior moartea, pentru că nu se putea să nu-i atingă niște organe vitale. Nu poate să apară brusc o ciroză. Că s-a spus, domnule, la cât bea a făcut ciroză? Nu! Ciroza nu apare de pe o zi pe alta. Iar nodul esofagien pe care i-am găsit citind, studiind dosarul, tratați, nu duc neapărat la moarte. Dacă sunt însă cu îngrijire tratați și se permite
asta și putea să o facă. Cine l-a înjunghiat? Revin cu întrebarea. Doamnă, nu am n-am numele criminalului. Știu că într-o grupare din jurul lui la intrarea în București s-a găsit un cuțit. Ce pe Gaddafi când i-au pus pistolul în cap s-a găsit cine i l-a pus? Nu, deci aș fi lipsit de onestitate să spun, domnule Ionescu. Au circulat niște nume, inclusiv din presă. Dar nu o pot să spui că un om a aplicat un cuțit dacă n-ai probele clare. Cert este că s-a dorit. Pentru că el venea, nu fugea. Dumnezeule, de ce nu spunem istoria reală? Nicu Ceaușescu venea spre București, nu fugea. Oricum se preda, oricum îl luau. Trebuia terminat. A fost un atentat la viața lui, da. Atentat care pur și simplu a eșuat, adică îl vreau mort atunci? Păi dacă cuțitul n-a pătruns cât trebuia încă de atunci. Da, trebuia terminat de atunci, pentru că era un mare pericol. Ce pericol? Pentru că la Sibiu l-au acoperit de flori, doamnă. Dar populația României... Eu când m-am dus acolo, m-am dus să judec un monstru și am văzut că e un erou local. Pentru că oprea mașinile cu carne. Da, așa e. Da, păi... Și atunci, iar celebra casă de orgii de la Sibiu era o cabană mică din lemn, unde probabil... Uitați-vă ce fac ăștia azi. Uitați-vă ce vile. Uitați-vă ce excursii. Dar nici nu se uită ei la Sibiu. E coasta de Azur, Elveția și alte coaste. Drumeșar coastele. Vorbesc de coastele de Azur și de... Ce nemernici, ce trădători, ce ordinari. Și se mai lăfăie și mai pomenesc despre dărâmarea comunismului, pe care și noi ne-am dorit-o, că trebuia să se schimbe sistemul. Și se știa asta de la Ialta, nu de la Malta, că va fi un sistem care va dura. Dar să nu se întâmple ceea ce zice Jean-François Revel, ziarist, jurnalist, scriitor, filozof, a ajuns în Academia franceză. Mi-e teamă, zice el, nu eu, că, și cu asta, mi-e teamă că democrația e un accident istoric, spune Revel. Iar contele de Maranș, șef al serviciilor secrete franceze, într-un interviu acordat celebrei Daniel Ocra, spune, asta nu te duci cu tancul să cucerești teritorii. Cumperi oamenii. Deci dacă ai cumpărată conștiința omului, e mult mai ușor. Atunci ai și teritoriu și așa mai departe. Da. Și ar mai fi cu sferele de influență, adică un viitor prim-ministru, nu spun numele, se duce la scara avionului, fiindcă vine comandantul unei armate importante, nu spun care, ia instrucțiuni în timp ce alt lider român, român nu prea e, că dacă se poartă așa, se duce să ia ba din Franța, dintr-o țară din Occident, să ia instrucțiuni. Păi dar nu a fost așa, nu știe toată lumea. Știe, e adevărat. Domnule Meleșcanu, s-a bătut mult monedă pe conturile familiei Ceaușescu după morțile suspecte ale celor din familia Ceaușescu. Despre conturile pline cu bani care au ajuns pe mâna unora care aveau acces la ele. Ce știți despre acest lucru? S-a făcut mai multe încercări în anii 90, 92, 93, când s-a încercat și să găsească o casă de avocatură care să depisteze diversele conturi. Din ce am văzut eu, conturile, dacă era vorba să discutăm despre asta, erau de la o întreprindere care se numea Dunărea. Și acolo erau, într-adevăr, banii care se aduceau pentru a înlătura datoriile României. Deci, mai mult decât acest lucru nu am cunoscut niciodată, decât știu că, într-adevăr, au fost niște încercări timide să găsească ceva, dar
pentru moment n-am văzut niciun rezultat din aceste discuții. Iar dacă e să vorbim, eu cred că e o chestie un pic diferită. Cred că Ceaușescu considera că toată România este a lui, nu să aibă niște conturi într-o țară sau alta. Nu are, cred că nu avea capacitatea aia să intre în niște zone din alea tulburi, să aibă bani pe acolo sau prin altă parte. Deci, asta este realitatea și gândiți-vă că în acea perioadă, sigur, cu o mare greșeală pe care a făcut-o, a fost aceea ca România să nu mai aibă nici un fel de datorii externe. În al doilea rând, avea un proiect care să construiască o bancă pentru țările în curs de dezvoltare, în care noi să finanțăm cu alții bani și să obținem anumite rezultate. Deci nu există. Greșeala a fost că după ani de zile de probleme de mâncare, de benzină și așa mai departe, bineînțeles că atunci ar fi putut să lase un pic mai larg pentru toată lumea, pentru că oamenii până la urmă își doresc o viață decentă. Asta nu s-a înțeles, pentru că s-a dorit până la urmă, ăsta este adevărul. Până la urmă presiunea a fost pentru a ajunge la ultima înlăturare a unui guvern neomarxist din Europa de Est. Noi, România rămăsese singura și dacă vă uitați un pic, există și alte modele care se aplică. Gândiți-vă la Primăvara Arabă, cum a început. Cu Algeria, cu Marocul, cu Tunisia, cu Libia, cu Libia. Egiptul, da. Și așa mai departe. Deci există niște evoluții la nivel internațional, pe scara mondială. Există interese de a face o anumită viziune a sistemului politic mondial. Deci, din acest punct de vedere, eu nu știu de niciun ban niciodată și nu cred că au fost foarte mulți bani, dar au fost și alții, probabil, care s-au mai înfructat. Sunteți profesor de drept, domnule Meleșcanu. Cum vedeți execuția soților Ceaușescu și procesul prin care au trecut? Aici trebuie să răspundă domnul avocat, așa, și să ne arate și cartea, codul penal cu care... Da. Așa. Singurul lucru care l-am văzut la televizor după aceea când s-a dat procesul respectiv și execuția. Dar până atunci nimeni nu a știut nimic. Aici domnul Ursul cred că poate să vă spună. Dar cum ați privit execuția lor? Cum ați privit execuția lor? Adică trebuiau omorâți după acest proces? Vi s-a părut un proces echitabil atunci? N-am avut acces la documentele respective. Păi n-a existat dosar. Probabil că n-a existat păi dosarul. N-a existat. Așa. Deci, pur și simplu, a fost o execuție, ca să nu mai discutăm prea mult. Da. Un capitol întreg din cartea mea, Umbre, recent apărută, se referă și la căderea Ceaușeștilor. În dimineața de 25, că am mai spus-o de nu știu câte ori, pentru că mă vizează direct, în dimineața de 25 decembrie, Tribunalul Militar, sună telefonul, Ministerul Apărării Naționale, nu cred că a fost chiar ministru, spune să se prezinte la minister un judecător, care să nu-i tremure vocea, apropo, că am aflat și-o pe-o. Atunci ne-am gândit, pentru că dacă știam de Târgoviște, era pe raza mea. Dacă știam că e Ceaușescu, n-avea grade active. Și atunci eu puteam să-l judec pentru că în justiția militară trebuie să ai măcar gradul celui pe care îl judec. Și atunci s-a hotărât să plece Popa Gică, Dumnezeu să-l iertă. Împreună cu ulterior generalul Nistor, într-un tap care la un moment dat a dispărut, credeam noi. Nu a ajuns bine mers. I-a urcat în elicopter și acum imaginați-vă scena. Popa Gică, Nistor, intră într-o sală în care e Ceaușescu. Fără dosar. Nu știau până atunci. Ăsta mi-i crucea. Păi nu că nu știau, n-aveau nici dosar, nu puteau să-i lase timp de pregătire a apărării. Sunt dispăruți din viață avocații și de asta de morți numai de bine. Pe ce avocații au știut să facă o apărare? Când de fapt au fost acuzatori. Plutonul de execuție era în curte.
iarăși e dispărut Atanasie Stănculescu, dar eu am fost vecin de bloc, că nu stăteam la vilă, cu unul din aghiotanții lui Atanasie Stănculescu și mi-a spus că, da, domnul, eram deja ministru, plutonul de execuție adus de la Boteni era în curte când a venit complet. Oribil. Asta ați avut o discuție cu Popagică, judecătorul lui Ceaușescu, da, după ce s-a întors de acolo? Da, cuvinte ale lui Popagică au fost: fetița mea, ce s-a făcut. Deci a venit, ne-am repliat în tribunal, că la 5 trebuise să-l... Mi s-a spus, dacă până la ora 5 nu se întoarce completul, părăsiți tribunalul, lăsați numai garda militară. În seara aia ne-a dus, a trebuit să trec prin îmbrăcat civil, pe la metrou, printre, așa zis, și revoluționari. Unii erau să mă ia, dar unul mai isteț a zis: bă, ăsta e de la care judecă pe aia, că i-am dat și o legitimație, așa. Am ajuns, am trecut prin celebra gară, dar să știți, domnule președinte, în general erau simulatoare. Știu. Dar asta s-a aflat. Atunci și eu eram îngrozit. Adică simulatoare care simulau... Nu. Sunt pur și simplu arme prin difuzoare. Care... Nu erau. O fi tras și câteva focuri pe acolo. Dar eu stăteam, locuiam în zona asta a televiziunii. Uh-huh. Și seara începea de pe la ora 9-10, când se lăsa cuvântul, țaca, 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 țaca. Canonadă. Ai văzut și știi foarte bine. Pe urmă, nu sunt neapărat gloanțe adevărate. Nu! Ci pur și simplu erau niște instrumente simulatoarele respective care făceau zgomotul așa, ca toată lumea să stea în casă. Bun, și am adus, îi abandonaseră și pe niște la Ghencea, le dăduse un whisky și o țigare chiar. Au ajuns în Calea Plevnei, ne-am repliat și noi să stăm și eu, care vreau să-mi lăsa la comandă, eram doar vicepreședinte atunci. Că de ziua mea s-a împușcat de 1 martie. Chiar de ziua dumneavoastră? Chiar de ziua mea, când m-au numit președinte, că trebuia unde să-mi dea gradul. Unde s-a împușcat? Acolo în tribunal? Nu, Ministerul Justiției, la etajul 4, 5, 6, nu mai știu, lăsându-i Semacarovul, că asta a fost o tâmpenie, că el a fost rupt de familie și a suferit enorm, l-au dus la Haiducului ca să facă dosarul care n-a existat. Și între timp au început să apară reacția Occidentului, care: bă, ce ați făcut acolo? Și toate celelalte. Deci presiunea psihică asupra lui a fost cumplită. Și atunci când toți au părăsit direcția instanțelor militare să vină în Calea Plevnei să mă avanseze și să mă numească, a profitat de moment și pe ziarul Adevărul sau România Liberă, nu știu, l-a avut în față, era Ceaușescu, un bust. Era harta României, Dunărea, valurile Dunării și o ancoră care îl trăgea pe Ceaușescu în apă. Și acolo, cu Dita mai Makarovu, și-a pus pistolul în tâmplă. În general, sinucigașii nu procedează așa. Cum și la Milea, se spune că și-a pus pistolul la inimă. Nu faci gestul ăsta, că nu prea ți iese, știți? Așa a fost și la el, că de acolo l-au dus, s-a terminat cu șampania de numire și avansare. Eu a trebuit să mă duc la spitalul militar, acolo la intrare, și acolo era întins pe o targă. L-au găsit mort deja, adică a murit pe loc. Când au ajuns acolo, mă puneam să mai zvâgnea, că nu mor imediat, chiar dacă te stragi în creier. Organele mai... Deci l-au luat de acolo, l-au dus, a încercat să-l opereze pe creier, nu s-a mai putut face nimic. Și a fost dus și s-a făcut autopsia în camera și pe ceva de niște... Uite că îmi scapă numele acum. Pe care fusese Ceaușescu făcut... Adică deci, în aceeași încăpere nu, în care... Nu, numai. Chiar pe... Asta doar masa. La, masa. Masa. Asta de, doar la câteva luni distanță, adică... Nu mult. Nu. Păi pe 25 l-au achitat, dacă l-a achitat. Pe Ceaușescu, dar l-au liquidat. Și pe 1 martie, exact, că n-am cum să uit ziua. Pe 1 martie, distanță, da? Deci 2 luni. I-a ajuns pe aceeași masă, i s-a promis că îl trimit în Mexic, că îl trimit în Turcia, că nu știu ce, că nu știu cum.
și l-au n-a și mai împins fost oare către sinucidere, lăsându-i pistolul acela? Conjunctura, repet, de asta eu zic, nu există numai sinucidere, există și înlesnire a sinuciderii. Mm-hmm. Presiunea psihică care a existat asupra lui, ruperea de familie, așa zisele cruci negre de pe ușile judecătorilor. De fapt, copiii, ca să știe exact pe unde au fost, mai trăgeau cât un cărbune. Dar atunci s-a spus că cruci negre și va veni răzbunarea. Cui? Securități. Securitatea era mai mama ei atunci. Dacă era cineva mai... Vlad Iulian e primul care retrage trupele. Nu armata. Vlad Iulian spune, bă, hai. Și m-a luat 18 ani, pe urmă, și pe urmă i-au dat mai puțin și pe urmă, pe motive de boală, l-au scos. Da. Nu este singura moarte suspectă, doamnelor și domnilor, o să mai vorbim și despre altele, inclusiv moartea vicepremierului, otrăvit sau neotrăvit. O să vedem, domnule Viorel Ursu. Domnul Ion Aurel Stoica. Ion Aurel, o să vorbim. Prietenul meu. Da. Da, prietenul dumneavoastră. Sunt dezvăluire aici la România TV. Domnule Meleșcanu, cum ați văzut lucrurile după? Pentru că dumneavoastră ați fost mai mult implicat după Revoluție decât înainte. Ce pot să vă spun este că imediat după, de la începutul anului 1990, a fost într-adevăr un efort deosebit. Eu vă pot spune așa că oamenii erau, se simțeau eliberați de orice. Și în al doilea rând, totuși, era un haos total la nivelul României. Deci, ca să ne înțelegem foarte clar, tot ce a însemnat nomenclatura importantă din administrație, din diverse sisteme de inteligență, de culegere de informații, mai departe, au dispărut. Și în această situație, evident că era o mlaștină din asta în care nu știai încotro să te duci și ce să faci. Da, din păcate, nu s-a reușit imediat, dar avantajul mare a fost că datorită acestei eliberări pe care oamenii o aveau, deși era haos, inclusiv cu mitinguri, cu toate și așa mai departe, au înflorit foarte mult, foarte rapid, sistemele democratice prin crearea de partide în România, că era unul singur, Partidul Comunist Român. De la începutul anului 1990, toată lumea s-a făcut un registru la tribunal, cu 5 persoane te înscrieai și aveai un partid. Eu, cel puțin, am avut o contribuție personală la înscrierea partidului PNCCD. Eram într-o casă de aici, din zonă, la parter, era un prinț, prințul Ghica se numea, un om foarte liniștit, făcuse la canal și la toate împreună cu coposul și așa mai departe, niciodată nu a vrut să apară în public. Și într-o după-amiază mă sună și îmi spune, Coane, așa îmi spunea el, vrei să cobori până la mine să-ți prezint pe cineva? Zic, da, vin imediat, am coborât scările, intru acolo și văd un domn cu un șal alb așa pus peste gât, fuma chent și prințul spune, Coane, vezi, ăsta este marele Corneliu Coposu, șeful nostru al PNC-ului. Dar între timp ce se întâmplase, de ce m-a chemat? Nu numai să-l cunosc pe domnul Coposu, evident, dar și începuse alți colegi și culmea este că dintre ei sunt doi din Ministerul de Externe care au înscris la tribunal PNC-CD, așa, au pus hârtiile în ordine, Liviu Petrina a fost unul dintre ei și al doilea Popiftene. Tot din sistemul nostru al Ministerului Afacerilor Externe și de un coleg, Pavel Suian, care lucrase și la UTC, la relațiile internaționale. Și atunci ei mi-au spus, domnule, noi nu putem
pentru că am fost deja, au fost înregistrați, vă rog frumos, ajutați-ne să avem o discuție cu ei și să, că și ei sunt mai tineri, îi preluăm și pe ei. Și așa s-a născut PNCCD-ul din România. Adică ați mediat între... N-am mediat eu, i-am pus împreună, sigur, am zis, domnule, trebuie să înțelegeți că dacă vreți într-adevăr să aibă și o parte tânără, trebuie să-i puneți și la nivel de vicepreședinți, de secretar general, deci trebuie să aibă și ei o anumită greutate ca să poată să facă tot pentru mediere ați fost trimis, domnule Meleșcanu, și să discutați cu regele Mihai în străinătate, ajungem și la această parte. La un moment dat v-au trimis să mediați cu el pentru că era atunci o problemă destul de azătoare, să-i explicați că România este republică, nu mai este monarhie, destul de greu, cred că a fost momentul. Imediat ne spune și despre acest lucru. Mă întorc la domnul Doru Viorel Ursu și aș vrea să vorbim despre moartea vicepremierului Ion Aurel Stoica, omul care v-a ajutat, care v-a sprijinit când ați intrat în... Care m-a urcat pe spatele lui, dar nu în guvern, ci ca să intru în bloc. Cum, domnule Ursu? Păi, dar nu-i glumă. În ziua respectivă fusesem chemat la Ministerul Apărării, era președintele celui mai mare tribunal, să-mi dau cu părerea despre noua uniformă a justiției militare. Asta s-a întâmplat după masă. Mă întorc, se înserase deja, am stat și la o bere cu... sau poate două. Acolo la 11 iunie, păcat că zahanaua aia de acolo s-a desfințat. Și când ajung la bloc, în ziua aia, administratorul hotărâse să se închidă ușa cu cheia. Nu mai aveați cum pe să care intrați. Nu aveam nici eu, nici Ion Aurel Stoica, numele să-l iert. Agitație, el într-un costum oarecum vărate, cu o secretară frumușică și cu șoferul, se uitau, eu mă uitam ce facem. Și atunci văd sus geamul, Oberlichtul sau cum s-o numi, și zic, domnul, că eu știam cine e. El nu știa cine sunt. Încercați dumneavoastră să... Domnul, de ce nu încerci dumneata? Că ești mai tânăr. Păi da, dar nici eu n-ajung. Păi, hai că stau eu și urcă-te pe spatele meu și încearcă. Și într-adevăr, erou, m-am agățat cu mâinile de partea de sus, am sărit cu picioarele, m-am dus, am lăsat acasă, aflu că sunt chemat de la Ministerul Justiției, de însuși Ministrul de Justiție. Și că trebuie să contactez urgent. La ora aia n-aveam, că eu n-aveam telefoane. Am avut repede după. Ați avut și pistol? Nu aveam. Nu, îl aveam la tribunal. Pistolul ăla care l-am scos într-o ședință de guvern, fără să-mi dau seama. Da, dumneavoastră, l-am scos, că adevărul e că pe mine nu mă controlau la intrare. Chiar și la control gen. Bun. Și zice, vezi, bă, eu zic, dacă Stoica este viceprim-ministru, nu se poate să n-ai bun telefon. Și să n-ai bun telefon pe care să-l și pot aborda. La el. Și mă duc la el, cioc, la poarta Molii. Până să ne văzusem, eu coborâsem, deschisesem ușa și zice, nu urci până la mine. Și atunci, vă rog să-mi permită să mă prezint, sunt că maiorul de justiție, cu tare președintele Tribunalului Militar. Ăsta face ochii mari, cum a zis că vă cheamă? Doru Viorel. Păi vino, domne, încoacă, te căutăm de nu mai știm de noi. Mă duce la el, îmi oferă un... Că contează asta. Îmi dă un whisky, dar zic, da... Că știți că eu nu beau ca boschetarii singuri, da. Și zice, nu, eu nu beau alcool. M-a luat el cu FSN-ul, cum, ce zic de FSN, de PNC. Ce, domnul Ursu, nu mai dați niciun telefon. Păi de ce... Pentru că mâine coborâți la ora 8 și un sfert și mergeți cu mine la guvern. Convins fiind că mă întreabă de proces. Și de fapt v-au numit ministru de interne. Și de fapt m-a luat, m-a dus întâi la Vătășescu, că Roma am plecat să distrugă, să desfințeze caierul. Mai avem timp foarte puțin, domnule. Da. Deci, una peste alta, m-a dus, cum mi-a zis... Cum s-a întâmplat cu moartea omului care bun, v-a ajutat? Bun, ajunge la momentul groaznic în care, fiind în opoziție, suntem atacați. Era unul, ce s-a mai ales din el, de pe la Gorj, culme. Ne atacaseră, era o vineri, era, vezi, doamne, ancheta cu apartamentul, ne-am întors acasă, au rămas cu vecinii, că-s mai
popular, așa, el a urcat, nu se simțea bine. Doru, ce s-a mai întâmplat cu noi? Păi stai, domnule, știi care e problema. S-a spus. Bun, se duce la etaj, a doua zi, sâmbătă, trebuia să plec cu Petre Roma prin județul Vâlcea la... și Berceanu ce, bă, da, Doru Viorel Ursu vine numai la momente de astea. M-am enervat și n-am mai plecat cu ei. Și după câtva timp, administratorul blocului... V-a bătut la ușă. M-a bătut la ușă. Așa că am avut privilegiu să-l găsesc mort pe prietenul meu. N-a trecut mult, a venit Stolojan, au venit toți băieții din guvern. Trebuia să-l ia, să-l ducă la morgă. Și aici, băi, Dorule, tu ești mai tânăr, tu ai fost procuror, hai. Și acum ne apropiem de sfârșit. Îl pune pe masă și medicul legist spune, simt un miros aromat. Ciudat. Ciudat. Da. Domnul... Și atunci ne întrebăm, sinucidere sau clar, moarte suspectă? Ion Aurescu e ca nu bea. Bea foarte multă cafea, asta era o nenorocire. Și atunci el a băut o cafea când a plecat de la Parlament, o fi mai băut și acasă, dar de băut alcool nu. Ei, acel miros, totuși făcusem atâta, participasem la atâta. Și până astăzi, eu zic că era un miros ciudat. Da, mai avem foarte puțin timp, domnule Meleșcanu, pe scurt, spuneți-ne cum ați fost trimis la regele Mihai și cum ați reușit să îl, nu știu, să discutați cu el, să explicați că venirea în țară nu ar fi tocmai o soluție. Nu, nu era vorba, adică obiectivul era altul. În 1992 erau alegeri. Erau foarte multe probleme, toată lumea se bătea cu toată lumea și era o preocupare să nu creezi alte elemente perturbatorii și mi-a dat mână liberă să discut cu maestatea sa, să vedem cum se poate aranja ca să vină în România, să primească niște proprietăți și așa mai departe. M-am dus frumos cu avionul la Geneva. Era un șofer care mă aștepta la gara, care spunea, domnule Meleșcanu, dacă chiar mergeți la rege, zic, hai că spun eu cum să mergi la Verso acolo. M-am dus frumos, e o vilă modestă, adică la Verso. Nu era ceva extraordinar. Am început să discutăm, vorbea foarte bine, perfect limba română și mi-a spus de la bun început, zice, nu te superi dacă vorbim franțuzește? Zic, nu, dacă doriți, sigur, vorbim franțuzește. Peste vreo oră am văzut că regina Ana era după un paravan și asculta ce discutam cu maestatea sa, regele Mihai I. Și acolo am făcut un pachet, să spun, care intră. Palatul Elisabeta, Săvârșin, toate astea, pădurile și așa mai departe. Și o chestiune esențială, să facă o cerere pentru a-i se elibera un pașaport. Ca să poată să ajungă în țară. Ca să poată să vină. Da. Și acela nimeni. Exact. Și atunci, într-adevăr, cu pașaportul, după alegere, a venit frumos, cu familia, după aceea, da, cu prințul știm, Nicolae, nepotul și așa mai departe. Știm ce s-a întâmplat. Timpul nu ne mai permite, doamnelor și domnilor. Așadar, rămâneți alături de noi în continuare, pentru că urmează aici o ediție cu totul și cu totul special, o seară incendiară la România TV. Mergem la colegii mei. Bună seara! Bună seara, doamnelor și domnilor! În doar câteva momente, aici, în studioul România TV, începe ediția eveniment împreună cu Victor Ponta. În această seară, Victor Ponta vine în studioul România TV. Este prima apariție a lui Ponta din acest an. Mărturisoc, Ponta dezvăluie ce ne așteaptă, doamnelor și domnilor, în 2022. Ce au ascuns populației? Informațiile aflate de premierul Victor Ponta. Dezvăluiri despre cea mai gravă situație a României. În această seară, Victor Ponta demască scandalul ascuns de la vârful statului. Cine a preluat puterea în România? Marea criză. Dezvăluiri despre restricții COVID, pensii și facturi. În această seară, aici, în direct și în exclusivitate, Victor Ponta face anunțul politic al începutului de an.
rețeaua execuției lui Ponta, cu circari drogați, teroare în familia lui Victor Ponta, ce a avut de îndurat. Ne va povesti totul, doamnelor și domnilor, într-o ediție eveniment, în doar câteva momente, față în față cu premierul Victor Ponta. Nu ratați, începem imediat.